Deja am câștigat la alegerile locale, după cum bine știți, și ne punem speranța și eu sunt chiar convins că, la cel puțin la nivel național, vom câștiga alegerile și de această dată. Nu în ultimul rând, ce ne privește pe noi, vreau să vă spun că cel puțin noi parlamentarii de Botoșani și în special noi cei liberali vom face tot ce ne stă în putință pentru dezvoltarea județului și avem ca obiectiv principal realizarea celor două drumuri, și anume Botoșani-Târgu Frumos și Botoșani-Ștefănești. Chiar vom face tot ceea ce ne va sta în putință pentru ca alocările bugetare să fie suficiente și, bineînțeles, ne vom preocupa ca și constructorii să ducă la bună îndeplinire aceste două obiective. Sper și cred într-un viitor mai bun. Doamne ajută! 5 mandate ne propunem, 2 de senator și 3 mandate minim de deputați. Consider că prezența domnului Achiță la primul loc la Senat va capacita mult mai bine și mai armonios, ca să spunem așa, o parte sau o aripă a Partidului Național Liberal, care altfel poate n-ar fi tras la aceeași capacitate. Și nu în ultimul rând, nu vă spun că am și un obiectiv personal, și anume acela de a merge în Camera Deputaților și a ocupa o comisie care mi-e foarte dragă mie, președinția unei comisii, sper să ajung acolo și și ocup, prin care se pot aduce un aport mult, mult mai substanțial pentru toți românii și în special pentru botoșeneni, și am aici în vedere Comisia pentru Agricultură. Într-adevăr, așa consider și eu, în calitatea mea de președinte, că domnul Achiței, candidând pe primul loc la Senat, va reuși să capaciteze poate ceva mai bine întregul spectru de alegători liberali.